dați mai departe. Opriți-vă aici. Opriți-vă. Aveți acolo butonul de like. Apăsați butonul de like. Comentarii. Nu dați mai departe până nu dați like. Aici, stăm până dă like. Aici, nu mai ne nișcăm, uite aici. Uite aici, ies de-o. O da like? Uite, că nu o da like. Nu o da like. Da să iasă de like. O da, dă like. Dă like, nu pleca mai departe. Dă like acum. Bun. Ia, tot nu o dat. Odată. Nu odată. Odată. Uite la, eu l-am văzut cu nu odată. Odată. Bă. Bă, da like, că tași din bun, dacă l-am văzut eu. Nu, dar eu stau aici până de like, na. Nu plec de aici. Uite așa. Număr până la 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Gata, odată. Odată. Like. Vizionarii plăcute, băi, oameni buni, ne apucăm de treabă. În serios. Tiberiu, o să apuci din făcut ordine în casă. Să vedem, poate vine fratele lui Tiberiu. Să dea cu discul în grădina acolo să... Da, el așa o zis că vine, dar acum să sperăm că așa. Mai are motorină la tractor și vine. Eu între timp să vedem ce mâncare o să fac astăzi. Tu te apuci frumos să... A, era să uit! Vă mai aduceți aminti de Plesca Ștefan? Plesca Ștefan, da. Băiatul din Anglia, da, care ne-a trimis de-a teori pachetii. Da. Haideți să-l ajutăm, fraților, și pe el. Cu cât se poate. Cu cât se poate. Cu cât vreți. Să-l ajutăm și pe el. Intrați pe canalul lui. Nu vă forțăm. Dacă aveți plăcerea să intrați pe canalul lui. Intrați pe canalul lui și dați-i un subscribe. Dați-i un subscribe. Dați-i pentru un like, că și el... susținut foarte mult și el. Da. Asta nu avem ce zici. Foarte mult ne-a susținut și îi mulțumim din suflet. Așa că o să lăs link-ul lui în descriere și cine vrea să intre să se aboneze. Culmea culmilor. Deci de atâta timp niciodată nu apela la noi. Da, absolut niciodată. Deloc. Deci, absolut niciodată. Nu am ce zici de el. Deci canalul lui se cheamă Plesca Ștefan Fotografii. O să lăs oricum un link în descriere. Cine vrea să intre să aboneze, să o facă cu cea mai mare plăcere. Și la veșeu. Ha? Hai să vedem cine. Hai să vedem. Haide, domnule, cu mine, dar ne frică. Da, bă, pe mine iar. Da, de... Măcar izu-o. Nu-i domnule nimeni. Nu-i nimeni. Da. O veni frate meu? Da. O da cu... O da cu discul. Așa. O ești tot treabă, Cornelie, de acum trebuie să... Păi sapi și ne apucăm de pus să... Dar de unde sapi? De unde sapi dacă n-avem sapi? Bă, Costel, mulțumim frumos pentru ajutor. Cu mare plăcere, când mai ai nevoie, mă mai chem. Ba, n-am să-ți dau. A, nu trebuie. La prima... Cari? La pensie. Da. Ți-i trebuie pensie de nebun. De și? Dai foc la casă. Cum, domnule, de ce ai nebun? Da, trebuie să mă duc să-ți bag eu actele. Domnule, mi-i sărătos aici. Aici e pensie specială. Mai vreți o specială, uite acum, ia uite. Ce acte? Trebuie niște acte, dovadă că tu nu e sănătos la cap, ai dat foc la casă. Nu am dat niciun foc, aia nu a fost foacă. Foacă. Eu v-am salutat. Nu trebuie așa să dăm noroc, dar fi. A, nu se dă, uite așa se dă. Da, nu, uite așa. Da. Pac, hai, încă o dată. Pac, gata. Nu, uite așa. Cum? Uite așa, cum era? Ca pe TikTok. Aha, pac, nu, întâi cu aia, stai și pasie cu acela. Pac, 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 pac. Bun, mulțumim încă o dată și... Spor la treabă și... Mulțumim! Sper să treacă cât mai repede autovizualarea asta. A voastră. Da, voastră și a dar și tot lumea, tot globul. Asta trece. De ceea ce spune autostatul, stați în casă. Ia ce trece ca la tine. Nu faceți ca mine. Ia ce trece ca la tine. Tot pe tine. Și în caz că nu mai sunt izolarii. Să știi de unde. Nu, domnule, dacă sare vreun câini. Bun, hai să mergem la treabă. Noi te mulțumim. Pa, pa. Pa, pa. Trebuie să așezăm toată în casă, trebuie și mâncare făcută. Dar chiar că ne-e foame de nu mai pot. Ce facem noi de mâncare azi? Zi și facem de mâncare. Fac și barabuli, văd eu. Hă? Și barabuli. Barabuli? Da. Da, mai avem barabuli, mai adică mai sunt câteva. Mai sunt. Hă? Ce? Eu sau el? Eu? Tu stai acolo, că mă duc eu. Acum mă duc eu, e răbdiviș tu.
Da-i, domnule, acolo! Păi, băiete! Băi, v-am adus ceva de acasă, uitam de ea. Ce așa? Văl eu, mulțumesc! Păi mi-a dat scoarea. Hai, domnule, du-te, n-ai treabă! Ha? Bun, pa, 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 pa. Am pană, da, uite, e pană. Ți-am zis eu că e pană. Du-te mai repede acasă să nu rămâi cu el pe drum. Da, pa, pa. Ha? Pâni. Are pană. Nu-i, domnule, Nica, și să știi. Au adus niște pâini. Pâini, domnule, poate avem nevoie. Nu, mai mâncăm ceva, mai facem ceva. Băi, trebuie să strângem, mai este neapărat. Neapărat trebuie să le strângem. Ia uite că și pleacă. Fii atent aici. Răspund din start. Ia. Ducem camera asta. Așa. Scoți afară. Ce să scot afară, că e jale iară, nu mai vreau curățenii, nu mai vreau curățenii, nu mai vreau. Și aici, uite, spune tu și aici asta, asta mai stii, mai stii casă. Scoți-te afară. Un slip. Te-ai scoți afară ca să puteți să-i așeza frumos în pat. Ai luat, ai luat placmate acolo, uite așa, ai tras-o. A! Unde am tras-o? Uite, ți-ai pus-o aici, ca să te îmbălești, că ți-era frig. Am aranjat aici frumos. Da, e aranjat, îi văd, uite, frumos. Uite, văd, dar chiar ești frumoasă. Foarte frumos. Să dea Dumnezeu să nu mai iasă fum. Că nu e vorba de fum, e vorba că tu știi, tu nu știi să faci focul. Da. Bun. Scoți-te afară și e rău. Aruncăm și bunile așezăm înapoi la locul lor. Eu mă apuc dacă vrei să fac ceva din mâncare. Dacă nu, nu mai fac mâncare. Haide, domnule, iar plângi. Măi, domnule, nu, nu, stai cu minte. Nu m-am măturat, domnule, că nu m-am mai mărit. Mă mai însor. Deci mă mături. Și aici. Vai de mine și aici, doamne. Doamne, nici nu știu și care. Vai de mine și aici. Ești bogat. Nu, aici, că nu se știe. Poate vin vremuri căcășoase. Și ne știe. Mai cu virusul ăsta. Eu știu ce se mai întâmplă. Așa. Măcar așa. Ia mă acolo pe tătii pusă. Hai de mine. Vai de mine și de mine. Sper să nu mă vadă. Sunt casă. Fai, doamne, de cu o bucățică de cărniță. Hai la mâna. Hai la mâna. Și bună. Te-ai gândit să faci mâncare așa deodată? Da. Păi cum, Di? Dacă să pui la foc alea bunile astea, faci o... A, că durează. O supă de cartofi, faci să mă orezează. Uh-huh. Ar trebui să duc vasele astea în casă, nu? Păi da, fă ordine. Păi da, nici nu știu unde să le ducă. Nici nu știu unde să le ducă. Aruncă-le! Ești bun de aruncat. Sunt o grămadă. Aruncă-le. Am să le duc așa în casă, să nu mai stai aici afară. Eu zic să mă apuc de curățenie acolo, da? N-am, domnule, niciun chef. N-am niciun chef. Niciun chef n-am. Hai și acolo. Vin să plângă. Vin să plâng. Am mai găsit o hârtie igienică. Așa. Uf, tăti, uite ca pe jos, tăti, schicate pe sus, pe jos, pe aici, o și aici.
Trebuie văzut. Ai, spirit. Oțet. Nici nu știu cum să le iau, cum să le pun și... Uite. Lingă, curculiț, cuțite. Uite la oaltă aici. E jale mare. E jale mare. Să le lăs așa deocamdată. Vreau să fac o experiență. Ce experiență? Niște coși de astea de barabuli, le iau și le bag în pământ. Pui pariu că iese barabuli? A, da, și din gură. Ha? A, da, și din gură. Da, bă, din coșile astea de barabuli iese barabuli. Da, când iese? Peste 2 ani? A, peste 2 ani. Da, peste 5 ani iese. Pui pariu? Mă, du-te de aici. Uite că chiar acum iese barabuli. Le strâng și se vezi că așa aici. Stai aici și curcască, te dai terenul la curățenie, te-am zis să te apuci de curățenie. Dar nici nu m-am apucat. Stai și treacă ziua, hai. Stai, mă duc, domnule, dar... E așa de... Și acolo în casă îmi vine să urlu. Crede-mă că îmi vine să urlu. Scoate din camera asta tot afară. Scoate-te afară din camera asta. Dacă, dacă le scoate afară, iar se umple o gradă aici. Aghe am eliberat o leacă pe aici. Scoate-te înapoi, e frumos cum a fost. Hai că mă duc să le așez, hai. Și acolo în cameră și speriască Dumnezeu. Hai că mă duc, mă duc, acum mă taci, mă duc. Câlnicul ieșe, fantoma cu ea. Dar chiar unde-i cățelul? Nu l-am mai văzut, nu știu, o plecat. De azi dimineață nu l-am văzut deloc. A plecat la casa cealaltă. S-o spărie și-o plecat? Da. Băi, băiete. Nu l-am văzut deloc, m-am uitat pe aici, pe acolo, l-am strigat, nic. Eu am strâns de pe jos, acum nu știu dacă trebuie să scot soalele sau nu, să nu le scot. Nu știu, am să-l întreb, cred că trebuie să-l scuturăm. Băi, Cornel, da, soalele le scot să le scuturăm? Da. Acum sau mai târziu? Nu, te-ai așa să fii pat. Ah, bun. Mobile, așa să-l tot. Bun. M-a dus așez. În casă, nu știu ce face el acolo, așa. Sau cu dinică, nici o călăgie, nici nică. Ce faci aici? Ce faci aici cu cișorul de porc? Tu nu ai tu cișorul ăsta de porc? N-ai, domnule! Și acolo? Nu-i nică! Bă, doamne, dă-mă să vă și aia cu așa, dă-i cu așa! Nu urtii, jenic, taci! Taci! Du-te cu hârtia ta igienică, dă-i drum de aici cu hârtia ta igienică. Și acolo, uite, tu nu mai ieși afară, uai, nu mai ieși afară. Lasă-mă. Ieși afară treabă. Și acolo, uite. N-am nică, domnule, las-mă, dă-mi pace. Și uite-te acolo. Ei, și. Hai scrii pâni, și acolo. Pâni. Și acolo. Nica. Și tu dată aici, uite. Tă, domnule, ai nervi în tine și ai, mănânci tu, tă, și ieși așa, și mănânci. Carne. Și ți-o dat o rață și e. Carne de porc afumată. Doamne, maica, domnul, cu cișor de porc. Nu pot să fac nică. Cu cișor de porc. Doamne, maica, domnul, ferească Dumnezeu și trece prin capă. Ți-am frică că nu mai mănânci măcari? Ce vrei să faci tu cu carnea asta? Mâncai tu toată carnea asta și o lalele astea, tati? Tati, mâncai tu? Treci odată! Treci odată! Cișorul iau eu și îți dau ție asta la altă. Ai, dar și idei bune am cu carnea asta. Mă duc să fac... Gata, fac o supă de cartofi cu cartofi și pui și carne. Hai, treci afară! Treci odată, măi! Gata, să ajungi! Uite la el, parcă... Uite, cu tine, cu tine, să nu se râde toată România de tine cu cișor de porc. Treci afară! Treci și-l scoate de acolo! Îl mănâncă șoarici dacă îl lăsa aici. Nu-l mănâncă! Hai, las că să mănânc șoarici! Uite, merge cu cișorul de porcă, măi. Trece-i cu așa. Îl mai fac curățenie. Te lasă cișorul de porcă, îi lasă cișorul de porcă. Merge cu cișorul de porcă pe tine. N-au o hârtie și tași. Doamne. Trece că îți dau una, dar acum trece afară. Așa, lăi, mănâncă lăi, tăt. Na, domnule, na. Ia și mănâncă, să văd și eu cât ai să mănânci. Pune-te jos, pune-te supat. Îmi bag de supat și roade-l.
Doamne, maica, Domnul, mă duc afară că mă ia tăți nervii, stai așa cum mă se o carne și am mâncat-o și pe asta. Mâncau și pe asta. Auzi, băi, frate dragă, mânca cior de porc. Nu, no, dar nici prin cap nu-mi trecea așa ceva. Serios, dacă îmi trecea așa ceva prin cap. Nu, absolut văd așa ceva. O mâncat jumătate de cior de porc o mâncat. Ia, Domnule. Nu mai vedeu. Uite la el și sunt două flămpieni. Uite mai un flămpieni așa, ui. Ai mâncat jumătate de cior de porc. Nu cumva au fost mai multe carne? He? Nu cumva au fost mai multe carne? Sigur? Trebuie să cred că găsesc și eu la lipi în supat, aruncate. Gata, mă apuc. Să fac curățenie aici. În jumătate de oră, 40 de minute, mai că nu se cunoaște mai nica ce am făcut eu aici. Am adunat așa în mare, de acolo să mă apuc să fac curățenie pe patul ăsta, de unde dau averea așa mai mare care o am eu. Și să încep să le așez, bă, eu trebuie să scot țoarele de acolo, să le duc, că trebuie pusă pe jos. Aici, bulendri de-a lupt cornea asta. Ia, ce asta, în spate de... Doamne! Da, așa. Bulendri și țoale. Ele. Așa. Căciulă. Și alte prosopile este scurate. Ăsta-i murdarul, dar l-a spalat. Leacă cât de cât s-a schimbat. Cam asta e deocamdată. Ce să fac? Mai mult de atât, n-am ce să fac. Cred că e bun așa. Scuturat țoarele. M-a aranjat aici pe pat, oricum s-a eliberat.
Aici nu știu să vedem ce să mai iau de aici. Crăsâmea asta cred că nu știu dacă mai este bună. În rest, cam asta e. Oi, Cornel! Oi! Ia uite cât s-o mări bobiță! Bobiță! Dar cât ai crescut tu peste noapte? Ai crescut așa de mult? Hai, dar nu-i bobiță! Dar nu-i bobiță! E alt bobiță ăsta! Bobiță! A, păi eu am crezut că ești bobiță lui Tantiliana. Nu ești al lui Tantiliana tu? A cui ești? Uite, al lui Tantiliana și ăsta? Ha? Hai, mă, liga și de acolo, mănâncă o ștași. Nu te uita la mine, că te uiți degeaba, ia și mănâncă. Ia, domnule, și mănâncă. Hai, hai că mă întorc cu spatele, mănâncă, numai mănâncă. O, dar știi apucat să faci aici? Ia uite, bă, băiatule. Pavaj. Șmecherii, domnule. Eh, ți-am zis eu, dacă îl lăs, mănâncă, iată. S-a apucat să mănânce. M-am spărit, am crezut că s-o mări bobiță așa de tare. Da. Ia uite, domnule, și... Și minunății ai putut să faci tu aici. Sala grătare aici? Sau pe lume? Băi, dar nu știu unde-i bobița la mică. Serios acum? O plecat la plimbare. O plecată? Hm? Vexos la Tantiliana, sigur. Oare. Da. Eu am terminat în casă. Vii să vezi. După ce termine aici, vii să inspecționez. Să vezi dacă îți place sau dacă nu-ți place. Dacă nu-ți place, eu nu mai fac. Ce? Nu mai fac, domnule, dacă nu-ți place. Cum ai făcut acolo? Sper să-ți placă, da. Și vorbește. E un coaș. A, faci așa? Da. Aha. Acu alei, frumos, ești margină. Nu fac atât și lucru. Ți-ajungi, dar nu ți-ajungi chiatra. Cât ne ajungi, mai aduci. E. Te rog frumos să-mi dai o notă. E! 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 Ia-l treabă! Cum îi, domnule? Ia-l treabă! Îți place? Păi da! Am scuturat pe jos. Hei! Ieși afară! Ieși afară că am scuturat! Vai de mine și de mine! Trebuia să mă anunț, descalță-te! Păi da, de... Fai! Nu am văzut că ai scuturat toale. Lasă că mai scutur o dată. Le-ai scuturat sau le-ai mai dat așa pe sus? Le-am scuturat, domnule! Serios că le-am scuturat? Ai dat acolo. Da, ai crezut că am dat acolo. Ca o soacră. Dă-i drumul și adune cu o deșeie. O și? O doză de deșeie. Ține-mă de mână. Ține-mă că chic jos. Ui! În partea asta. Dar nu am montat mahmatoarele. Nu? Dar când? Totul aici, nu s-au rupt aici. Le mai lăsăm? Uite, am adus toalele aici. Am pus, am instalat înapoi lumina. Așa, bravo. Am făcut toate cele. Să căutăm prosopelile să le punem înapoi aici la... Crușilițele le-am pus înapoi la... La... Icoană. Bravo. Bravo. Ai văzut cât idei am adunat aici? Am văzut, domnule. Uite, mirodenii aici s-au adunat de mirodenii, dacă nu? Ce ai făcut? S-au adunat o grămadă de mirodenii. De care mirodenii? Bă, fel și fel de mirodenii. Da, mâncare se mai durează mult? Bă, dar nici nu-i tăie zarzavatul. S-a rupt asta. Bă, dar nici nu-i tăie zarzavatul. Asta e zarzavatul, că îl tai când nu-i aproape gata.
Păi Cornel. Da. Mâncarea asta șerbi aici, și șerbi, și șerbi, și șerbi. Și iar pe mâncarea, să faci mâncarea așa, nici iar. Da, domnule, dar sunt numai oasele și ele acolo. Păi da, oasele, dar lasă-le să fie, că nu oasele. Hai verifica până. Hai verifica. Și te uite pe nu, la dat, tu sunt nici cu ușa și el aveți și eu. Vini. Vremuri căcășoase. Vini, bă. Hai să vezi dacă nu o să vină. De asta toată lumea și-a făcut provizie ortigenică. Da. Coronul ăsta e un om. E foame, eu am să mă duc să pun aici, Ana. Dacă tot atât de șerbi acolo, de mult, așa, de mult. Ai, ce le ele, cum le pun, le pun întregi, așa. Păi, dar... Trebuie să tăiete, este. Dar le scurgeam de apă, domnule. Trebuie să tăiete, așa le pun întregi. Aua, că e foame, nu mai pot. Foame, le tai. Maica, domnul, mă duc să mă sol pe mâine, să fac mâncare, că îi stai inima. Normal că îmi stai inima. Stai inima, acum. Uite la el, el le lua așa. Păi, dacă... E foame. Hai, de căpac, asta ce se fă cu ce-i făcut de aia? Curățenii. Lasă-mă, lemne, de colo așa de pur, din ei tăietul, mai adu aici. Dar ce lemne să mai aduc eu de aici, că este numai cringe. Mai sunt lemne, am găsit un lemn. Acliopi este frumos. Ia uite. Da, dar nu v-am arătat cum a ieșit aici. Adică o să vedeți în vlogul lui frate meu. Da. Treabă faină. Așa-i, domnule. Ies eu. Surșelile astea. Cringe, nu știu. Cringe este. Să duci pe ăsta mare. E gros. Așa. Ce frumos înverzește pădurea. Doamne. Deocamdată cred că este. E foc aici. Mai bag unul. Să-ți fac mai repede, nu de alta. Haide, mă, intri. Așa. Dar nu m-am gândit să-l pun așa, am făcut așa ca să faci, să te apuci tu să faci mâncare mai repede. Doamne, maica, domnule. Altfel, dura? Găsești, de fiecare dată găsești cu câte ceva. Ca să ce? Ca să faci tu ceva. Mai ai multe de tăietă? Da cum? Da, de am văzut că ai și roșii, și ceapă, și morcov, și gogoșari, și de tăietă pui. Cartofi. Păi ori fac o tocăniță, că nu, ori... ori nu, o sucă de cartofi, acolo cu șolan, afumat. Taci că deja salivez. De azi dimineață ne foame. De azi dimineață am o foame de urlu. Au durat până am opărit carne și carne și n-am pus-o așa în oală. Am opărit-o, am aruncat apa, am pus-o din nou. Păi știu că au durat, da. Și la mine nu au durat până am făcut curățenii în odai. Au durat, domnule.
Ai de mine și de mine. Cum se duc toate în oală acolo. Creează o minunăție. Ești mulțumit? Perfect mulțumit. Aha. Ai adus lemn? M-a dus domnule. Pune și foc acolo. Să-mi mărească foc ca lumea. Ai gata o dată că nu mai pot. Chiar nu mai pot, serios că nu mai pot. Auzi răbdă. Ți-l pui la prăjit și gogoșarul? Da, ca să trag alea pentru tigaie. Și gogoșarul. Dar cât ulei e pus tu aici, bă? Băi, jumătate de kilo de ulei. Care jumătate de kilo? Uleac. Prea mult ulei. Cum domnule? Dar cât e de bun, cum să nu bag? Faci tot acolo, tot aici. Boala e asta, cum se vânta? Da, mai e. Mai e. N-ai putut să mai leși o leacă. Adă sarea. Acu. Bulgări de sare. De ce mai combini acolo? Îi fac alea cu girantaj. M-ai făcut tu la urze și ligaj. Aaa. Dressing. Dressing, auzi? Păi dressing se cheamă. Smântână. Băi, gata, cât pui e. Vai de mine și de mine. Mamă care faci gogoș. Mamă care faci gogoș, că nu mai pot de foame. Nu mai pot de foame, Cornelie. Vai de mine. Mai trebuie să mai șarpă mult? Ce ai făcut? Hă? Ca să mai tai aici. De ce ai aruncat acolo? Ca să mai tai aici. Uite la el. Da tot aici stau. La văd. Ce-o aruncat, domnule? Aruncat aici. Eu am pregătit vesela. Aștept să deam, Cornel, cât îl mai las să șarbă, că-s lihnit de foame, nu mai pot, domnule. Să gândi să o aduc fără să-mi zic eu. O luai de mâncare acum ca la praznic. A? Da, ca să ajungă. Eu cred că mănânci până copnești tu. Zici? Da. Hai de mine și de mine. Vai de mine și de mine. Cred că era bună și o ceapă aici, nu?
Hai de mine, deja îmi lasă gura. Mamă, câta carne acolo. Lasă gura apă. Păcat că mă pot apuca cu die. Că-ți dai seama că aghiaia e luată de pe ei. Mă lăs să rășească. Și, domnule, te frică că pui două bucăți? Dar pune, domnule, și zăși. Oricum mănânc de trei ori. Știu asta. Păi da, pune cât vrei. Fai, și rău e când trebuie să aștepți. Nu mă apuc acum, că dacă mă apuc acum ai... Uf! Mă fric tot. Eu mă apuc. Apucă-te, nu? Treaba ta. Să-i poftă. Acum e că... Uite eu de aici că ni se... Dar și gust are. Ni se... O fac așa. Așa nu prea să-mi gustă. Trebuie să iau, domnule, că nu mai pot. Doamne, cu bunătate. Ce trebuie să spui coada? Ce coada? La pușel. Mi-ai pus aici carne bună. Bă, dar e prea bună. Nu se compar niciodată, am zis-o de 10.000 de ori. Și cred că o să mai zic încă de 10.000 de ori. Nu se compară, domnule, mâncarea făcută la foc de lemni cu mâncarea făcută la aragaz. Niciodată. Te mănânc de pocnesc, sparg. Doamne, cât e de bună. Mă, da bune. O tu mâncat. Mâncare. Mâncare. Cât ai este aici? Ei, nu ești mulțumit? O grămadă. Dar cu 3 zile nu mai fac mâncare. Hai. Du-te, domnule, că dacă mai mănânc de 2 ori, gata, oala. Tu zici că trei zile nu mai faci mâncare. Și mai mănânc două croasoane și mai mănânci tu unul. Deja mai este ca și gata. La noapte mă trezesc să mai mănânc o dată? Știu asta. Nu trebuie să-mi zici. Dar să te duci tu să ronțăiești șorul de porc dincolo, ca un câini turbat, n-a putut să vezi așa ceva. Era foame. N-a putut să vezi așa ceva. Era foame. Și nu puteți să tai o bucată, să te liniștești și mâncai așa. Te zici că mai șorul ca să nu te văd eu. Păi știu că faci panoramă dacă mă vezi. Doamne, maica. Doamne, maica, domnul. Uite, de fiecare dată mă prinde.
De fiecare dată mă prind. Dar cum dacă când taci din gură, mai greu faci gălăgii, trântești ceva. Chiar dacă nu faci nicăi, trebuia să trântești ceva. Zic, băi, ia uza, faci treabă. Așa că n-am auzit când nu mi se aude nic, gata, îl prind. Ceva faci el ceva acolo. Dacă erai hoț, zici gay, un castrul nici ala în continuu, tu băteai în ea. De unde să știu eu? Hai, de-a pusit. Bun, când ai zis. Lasă-mă, domnule, să mănânc. Uite. E prea bun, prea bun. Și fragedă e carnea asta. E prea bun. Opa. Hai, ți-am zis eu că se termină oala. Se termină oala, domnule. Două eu, două tu. E gata, nu mai este. Cine? Nu mai pune. Am mâncat două, dar cât de vrei să mai mănânc? Vrei să mănânc patru? Vrei să mănânci trei. Nu, domnule, lasă că ne ajungi. E bun. Băi, și e bun, e bun. N-am cuvinte, dar și mai mă luau o cățucă de care, da. Mă doare burta, măi. Ce? Ce dar vreau să mai iau o bucățică, dar nu mai, că mă doare burta după aceea. Și nu... Nu-i bine. Ai dat foc, am zis că iau sari oala în sus. Când? Nu ai pus foc. Să fac mai răbdi, domnule, cum adică? Cornelie? Ca niciodată ai bagat două băiatele. Eu n-am mâncat de când mă și eu două, am mai mâncat odată eu două. Dar nu știu. O, ești o bunătate, domnule, o bunătate, îmi vine să mă trântesc chiar în oală. Stai cu mintile niște ea, știi că ai plesni. Dar nici mă doare burta după aceea și nu mai pot să dorm toată noaptea. Stai calm. Stau calm. Și nu uitați să dați o distribuire acolo, așa contează foarte mult. Că și da. Videoclipuri lungi. Noi nu putem să le facem chiar așa de lungi cum vreți voi. Pe toate. Deci care reușim să le facem lungi, le facem. Dar sunt videoclipuri care nu reușim să le facem așa de lungi pentru că... Avem și treabă. Nu putem să stăm permanent să filmăm. Avem treabă, dar faza e că, și, de exemplu azi, și era să filmăm 20 de minute cum pui acolo pietrele tu. Eu am făcut curățenie acolo, nici n-am putut să filmez că mare lucru acolo că am făcut curățenie, că și era să filmez. Am dat câteva secvențe, da. Stai că ieșim, stați așa, liniștiți că ieșim afară, avem treabă de pus în grădină, de făcut straturi, de pus și apa. Dacă, hai, ce strâmb de acum? Dacă vreți videoclipuri mai lungi, trebuie să ne ajutați și voi pe noi. Deci, ceea ce trebuie să faceți este să dați like la videoclip, că suntem 300 și... Bă! Suntem 300 și ceva de mii, Cornelii, am depășit. 300 și vreo 4000 suntem, nu știu, mulțumim, că 303.000. Mulțumim tare mult la toți. Mulțumim din suflet. Deci cu ajutorul vostru am trecut peste 300 de mii. Da. Deci datorită vouă. Și cu ajutorul vostru o să mergem mult mai departe, dar trebuie să dați... Dacă voi vă uitați să faceți 200.000 de vizualizări la un clip, de 200.000 de oameni nu reușește măcar 50-60.000 de oameni să dea like? Da, păi nu, că le este greu. Am mai discutat problema asta. Ei cred că dacă dă like le e bani din portofel. N-au nici legătură. Aveți acolo like-ul jos. Aveți like și exact ca like. Pe Facebook. Și pe Facebook dacă like, dai like, like îți... și dislike. Nu, mă, dar eu cred că asta cred mulți, că ja, da, și să dau like sau pur și simplu intră pe videoclip și uite, știi? Uite da. Să mai dai like. Încercați acolo să vă aduceți aminte de fiecare dată când intrați la videoclip, primul lucru care trebuie să-l faceți e să apăsați butonul de like. Atât. Bușățul ăla la buton, dacă sari și telefon și-l iei tot. Și după aia, dacă vă place ceea ce am făcut sau așa, dacă vă sunt fază care vă place. Poți să iei like-ul înapoi. Nu, să-și iei like-ul înapoi. Poate să dai distribuire. Dar nu neapărat pe Facebook. Dacă nu i-a plăcut. Adică nu neapărat pe profilul tău de Facebook, zici, a, ne apare profilul meu de Facebook. Bă, sunteți băgați foarte mulți în foarte multe grupuri. Puteți să dați distribuire în grupuri.
În mesajele private. În mesajele private. I-a râs lui Gheorghe și lui Nicolae și lui Vasile și lui Văti, bă, și-au făcut. Puteți să ne puneți la povesti. Și poți ne-au făcut din ieri. Și... Dar... Pe Instagram, pe oriunde, pe TikTok. Pe TikTok, uite. Chiar... Mulțumim, am ajuns la 40.000 pe TikTok. La 40.000 de, 40.000 de urmăritori pe TikTok. Da? Dacă vedem că reușim și creștem și acolo, o să facem videoclipuri și acolo pentru TikTok. Pentru că alea nu o să ne ia mult timp să le facem. Da. În 10 secunde, 15 secunde, niște fază... Tu zi acolo. Ești sănătos? Da, îs. Oi Cornel. Oi Cornel, mă spări. Mă spări, domnule, mă spări, gata. Potolește că s-a spart stomacul, fac și eu ca tine. Se frică că rămâi fără mâncare de acum? Nu, domnule, dar uite că mai este. Dacă eu intru în foame, cum ai fost tu până acum și cum ești tu? Tu ai să mori de foame pe locul meu? Că nu-ți mai ajungi mâncare? Da, nu mai facem față, îți dai seama. Nu, dar acum de data asta este, dar sunt zâli când este mai puțin. Și nu știu ce o să facem. Potolește. Ai grijă, domnule, nu-ți mări stomacul. Ce ochi, bă, băiatule. Băi, pune înapoi, nu-ți mări stomacul, că după aceea... Dacă mănânc tura asta, pe urmă, mănânc. Tura asta, după aceea mănânc, nu mai mănânc așa de mult, că... Ce mă fac eu, doamne, ce mă fac eu? Ce mă fac eu? Hai, azi merge, că mai este mâncare, dar mâine, gata. Păi, dar ce facem? Ajungem să ne batem de acum care mănâncă mai mult? Păi da, așa e, Cornele. Să o prinească Dumnezeu și pe asta. Al treilea. Deci e record mondial. Record, cum se cheamă? Care, m-am polo, eu, am pute. Hai, domnule, că ai acolo aproape un craston plin. Așa, și unde rămăsăsăm? Like-uri, nu știu, arătați la prietenii voștri, dați pe Messenger, dați pe povesti, la povesti, la pe Facebook, pe Instagram, unde vreți voi, doar așa ne motivați ca să facem videoclipuri mai lungi, să mulțumim pe toată lumea și avem și noi altă tragere de inimă când vedem că voi ne susțineți acolo cu un like, deci nu trebuie să faceți nimic altceva decât un like și o distribuire. Deci să înțelegeți foarte bine, voi nu aveți nimic de pierdut, doar că ne ajutați pe noi ca să afișeze cât mai sus videoclipul. Da, se afișează la cât mai mulți, vede cât mai multe persoane ceea ce facem noi și e posibil să se aboneze. Ai, da, doamne. Și mă fac eu, A, de domnule, gata, ți ajungi. Serios acum, dacă termin tătul ăla? Nu, la bune. Mă, fac, o ascund. O ascund și am plecat cu ei, nu mai, ai mâncat, uite, 3 zile ai mâncat aici. O zi, două zile, trei zile. Și vorghești. Hai de mine. Eu am mâncat, dar nu mai pot. Nu mai încape. Nu știu cum, de ce nu mai încape. A, gata, știu de ce nu mai încape. Zilele trecute am mâncat puțin. Și de asta, mi s-a micșorat stomacul. Da. Și tu dacă n-ai mâncat nici tot, cum, s-a lărgit? E cum e posibil? Domnule! Nu mai mâncă. Nu mai pot. Mănâncă că este un olui, sunt pacat. Mâine se strică, dacă nu-l mâncăm tot până mâine se strică. Dar să știi că se strică mâine. Da, păi, dacă o da căldura, o da musca. Bun, fraților, cam atât am avut de spus. Mulțumim că ați fost alături de noi, mulțumim că ne înțelegeți și că apreciați. Și că ne suportați și apreciați ceea ce facem noi. Hai să ne spunem cam... Și mai facem înainte. Cum și mai facem? Deci eu termin cu aleea tot, rut, din fața beșului. Cât mai avem piatră, că după aceea, nu știu dacă putem să mergem după piatră. O să mergem în grădină, avem de pus ceapă, barabuli, fasole. Cartofi? Da, am zis barabuli. Și avem multe. Asta este, nu te strâmba la mine acum când ai auzit de straturi. Nu mă strâmb, domnule, cum am zis eu cum mă strâmb, dar e greu să lucrez pământul. Păi la cât arăt eu cum să lucrează? Chiar, uite, sunt foarte multe persoane care cred că nu au văzut niciodată cum să pune în pământ un cartof sau cum să faci un strat de pântrujel sau de altceva. Mâni? Da. Cum, domnule, mâni? Dar ne-ai zis că nu e acum, trebuie să și luna plină, luna în jumate, nu știu cum trebuie să și ca să punem.
Nu se pune așa. Hai mă, e cu luna de acum. Domnule, când vezi că e luna... Hai să nu urmări luna. Când e solstițiul ăsta din primăvară sau cum să zici, atunci când e în scădere sau în creștere, nu știu exact, trebuie să mă interesez, atunci să puni. Până atunci nu. Și întreabă că așteaptă luna. Domnule, hai. Dar nu se faci recoltă dacă nu... Antișii noștri care așa, uite așa făceau și puneau după lună. Și aveau producție. Luna, fugi. Dar nu cocau, că te uiți pe șer să vezi dacă luna e... Nu, domnule, dar dăm o căutare pe Facebook, pe YouTube, pe Google și gata. Și vedem când e miază zi și miază noapte. Când e luna, facem treabă, hai. Atunci să punem pământ, până atunci nu. Până atunci mergem. Păi normal că așteptăm luna. Bun, fraților, cam atât pe astăzi. Mulțumim că ați fost alături de noi și astăzi... Cu voi a fost Tiberiu și Cornel. Și Cornel, care nu mă lasă să pun zarzavatul în grădină după lună. Caut luna, domne. Du-te, păi mă uit să vedem când e lună plină sau lună plină, atunci se pune când e lună plină. Caută luna și păstrează. E gata, hai. Și ce să mai zic? Nu mai zic nimic, așa să mă... A bun a ieșit. E bun a ieșit să faceți și voi. Cu a ieșit extraordinară. V-am pupa, pa, pa! Pupuiește. Fără gar și fără poartă, o casă de răpânată, ce stătea mai să cadă, am renovat-o pe toată. I-am pus uși, am pus ferestre și un acoperiș peste. Cu drag la ea am muncit și cam basme a ieșit. Cât ar fi lumea de rea, nimic n-o să ne oprească. Să ducem la bun sfârșit tot ce ne-am propus în viață. Cu așa comunitate orice o să reușim și o să mergem mai departe pentru voi că vă iubim. De pe uliță, cu ghiler și cu sobiță, am pus și o iconiță, c-am făcut tot cu credință. I-am dat și o zugrăveală, și înăuntru și pe afară, căsuța respingătoare, azi se învârte după soare. Dar fi